Ciao. Vreau să vorbim astăzi despre iubire și forță. Mulți dintre noi credem că a iubi este suficient. Ne gândim la iubirea romantică, iubirea necondiționată. Dar dacă vorbim la bani mărunți despre viața de zi cu zi pe care o trăiești, o trăim, ne dăm seama că de multe ori lipsește un element acolo. Este forța. Cele două sunt intrinsec legate, iubire și forță. Nu există iubire fără forță și forță fără iubire la nivel profund, dacă vrei să trăiești ceea ce tu numești iubire necondiționată. Jack Ferber spunea: iubirea fără forță este neputință, este slăbiciune. În același timp, forța fără iubire este violență, este agresivitate. Una fără cealaltă nu se poate, sau se poate, dar fără echilibru. Meritez la acest subiect și mă întâlnesc aproape zi de zi în workshop-urile mele, în ședințele private de coaching pe care le am cu mulți clienți. Tema aceasta a forței se întâlnește de multe ori la femei. Lipsa ei, de exemplu, doresc să fiu iubită, apreciată, să primesc dovezi de iubire mai des. Nu mă vede, nu mă aude, nu mă apreciază, nu exist pentru el. Toate lucrurile astea înseamnă un singur lucru: că îți lipsește puterea ta personală sau e diminuată forța ta. În momentul când ai forță, știi ce să faci. Nu mai ești în poziție de victimă. Dezvoltăm. Dacă, de exemplu, un bărbat, întâlnesc bărbați care sunt foarte focusați pe realizări, pe succes, pe a face, nu au timp. Nu au timp de ei, nu au energie suficientă. De fapt, asta se întâmplă, nu au energie suficientă. Și întreb, oare de ce nu ai energie suficientă? Ți-ai pus întrebarea asta? Energia vine din feminin. Feminin nu înseamnă să te oprești. Feminin înseamnă să respiri, să simți. Să simți ce e acolo, să simți emoțiile. Dacă tu ești doar focusat pe acțiune, nu ai cum să fii în echilibru, să fii și în iubire. Ești doar putere, doar forță, doar hai înainte. Bun. Și poate că ați observat că am respirat. Da, respir. Am o idee despre ce vreau să vorbesc cu voi, dar sunt în contact cu mine, într-adevăr. Și respirația mă ajută să fac asta. Ce face o femeie ca să fie în echilibru cu partea ei masculină? Aș spune așa, în primul rând își dezvoltă autoobservarea. O femeie, în general, când e foarte în elementul ei feminin, îi este greu să se observe. Se observă mai mult în relație cu cineva, în relație cu el, cu un prieten, cu familia, și mai greu se auto-observă. Asta este o calitate masculină care se dezvoltă în solitudine, tu cu tine, în meditație, în a fi observator. Asta e un lucru. Un al doilea lucru. Dezvoltă-ți capacitatea de a spune nu, de a pune granițe, de a spune stop. Asta nu e ok pentru mine. Da, mi-e frică să te pierd. Mi-e frică de eventuala situație care ar putea merge într-o direcție în care să fiu respinsă. Dar aleg să spun stop. Aleg să spun nu toxicului. Nu abuzului. Nu a ceea ce nu-mi face bine. Da? Aia este puterea ta, aia e forța ta ca femeie. Sunt multe moduri de a, astea sunt principalele modalități de a te conecta la putere. Mai e și situația în care ca femeie ți-ai dezvoltat foarte mult masculinul, atunci ai nevoie să fii mai mult
pe senzitiv, pe feminin. Ce înseamnă asta? La fel, stop și observă ce simți. Ia timp mai mult să fii în contact cu emoțiile și ia o pauză de la acțiune. Stop, respiră, simte, fii în contact cu corpul, dansează, întâlnește-te cu femei, fă lucruri care nu au sens, fă lucruri care sunt pur și simplu pierdere de vreme. Alea sunt magice pentru femininul din tine, atât pentru bărbați cât și pentru femei. Da? Bun, mergem mai departe. Ce să facă un bărbat să se conecteze cu femininul? Aș spune același lucru, de fapt, care l-am spus și pentru femei, în cazul în care sunt foarte masculine. Să se oprească. Opriți-vă. Simțiți. Conectați-vă la emoții. Dați-vă voie să simțiți chiar și momentele în care nu știți ce urmează, nu aveți claritate sau siguranță. E ok. E ok. E vulnerabilitate, dar este ok. Și asta ne dă mai multă forță, paradoxal. Deci dați-vă timp să simțiți. Să faceți lucruri care nu au sens și care pur și simplu vă relaxează și vă încarcă cu energie. Hobby-uri, pasiuni, lucruri neprofitabile care nu aduc bani, dar vă încarcă cu energie feminină. Ăsta este prețul. Paradoxul e că da, vă doriți să aveți succes, să aveți realizări. Femininul vă aduce energie și vă aduce energie din interiorul vostru. Nu așteptați de la nimeni din afară. Poate nu sunteți într-o relație, poate femeia cu care sunteți nu e disponibilă emoțional sau cine știe, nu există o relație foarte armonioasă. Dar în momentul ăla ai nevoie să-ți hrănești, să-ți trezești femininul din tine. Și există și situații, bineînțeles, în cazul bărbaților, când sunt prea conectați cu partea emoțională, senzitivă, emoția, simți. Bun, atunci ce să facă? Să-și activeze masculinul prin provocări. Puneți-vă la încercare, faceți lucruri peste ceea ce faceți de obicei. De exemplu, dacă mergeți la sală o dată pe lună, mergeți la sală de 3 ori pe săptămână, faceți sport zilnic pentru o perioadă de timp, să spunem 3 luni de zile, la aceeași oră, disciplină, atitudine, acțiune. Ăsta este masculin. Ăsta dezvoltă masculin. Alimentația poate să aibă un rol în masculin, în activarea masculin. Nu o să vorbesc acum despre asta, dar e un subiect iar foarte important. Căutați pe net alimentație Yang. Bun. Ambele situații, atât forța cât și iubirea, au nevoie să fie în armonie în noi ca să putem avea relații armonioase. Altfel, cum putem să le avem? Nu avem cum. Nu avem cum. Ce ne îndeamnă femeia de lângă noi? Sau bărbatul de lângă noi? Ne îndeamnă să ne întoarcem la noi. Ne oglindește, de fapt, acea parte din noi pe care nu o vedem în totalitate. În workshop-urile mele, în ședințe, în tabere, în tot ceea ce fac de peste 10 ani, lucrez pe acest subiect, armonia între masculin și feminin. Îi duc pe clienții mei în situația să observe unde e locul în care se mint pe ei înșiși. Și cum să se armonizeze în viața lor în mod concret, prin ce acțiuni, prin ce schimbări de tipare, prin ce comportamente noi, sau eliberarea, eliminarea unora vechi. În același timp, dacă la nivelul ăsta nu funcționează, îi pun să se conecteze mai adânc în procese de lucru cu copilul interior, să se conecteze cu partea din ei mai mică, copilul din ei, să-și revendice puterea de când erau mici în relație cu părinții. Pentru că sunt situații, într-adevăr, în care nu poți să fii poate bărbat cu adevărat. Nu pentru că nu faci eforturi, nu pentru că ești de lăsător în viața de zi cu zi,
faci cât poți tu, dar poate tatăl tău a fost un alcoolic și abuzator și agresiv și dădea cu pumnul masă și te bătea și pe tine și pe mama. Normal că nu mai vrei să fii agresiv. Normal că nu mai vrei să fii așa. Dar când îl negi pe el, de fapt tu negi o parte din tine, care e partea aia sălbatică, care implicit are și putere. Va trebui să-ți confrunți această latură și să scoți agresivitatea din tine. Pentru că tu ai devenit un băiat bun, pentru că îți refuzi această latură care înseamnă agresivitate și furie. De multe ori în workshop-urile cu, sau în ședințele unul la unul cu bărbați, îi pun să îi provoc să scoată la iveală această agresivitate și să-l confrunte pe tatăl lor, uneori chiar față în față. Alte situații, atât la bărbați cât și la femei, de genul ăsta, în care ne aducem puterea înapoi. În orice caz, dacă nu ne armonizăm forța cu iubirea, nu există echilibru, nu există uniune cu adevărat în interior și nici în afară. Orice am încercat să facem este un eșec, este în zadar. Așa că vă invit să continuați călătoria, scrieți-mi, vă aștept în călătorie, cum doriți, cum simțiți, mă găsiți online, pe Facebook și puteți să-mi scrieți, bineînțeles, în privat. Vă salut, ceau, vă las cu acest loc minunat.